Aparent ni se pare că Dumnezeu a falimentat cu poporul Israel și unii zic că Dumnezeu a înlocuit Israelul cu biserica și Dumnezeu nu mai are niciun fel de tangență cu Israelul. Noi găsim în Sfânta Scriptură că Dumnezeu în planul lui perfect a avut o lucrare cu Israel, a luat neamurile în planul lui prin biserică și la sfârșitul timpurilor se va ocupa din nou de acest popor. Dumnezeu își duce planurile până la capăt. Dumnezeu nu își schimbă planurile. De unde știm că la cincizecime s-a împlinit doar parțial profeția? Păi, în primul rând, vom vedea și în alte locuri, în pasajul acesta și în alte pasaje, se propovăduiește o reîntoarcere a evreilor și o binecuvântare a lor cu această binecuvântare a Duhului Sfânt. În vremile acelea, spune capitolul 3, versetul 1, când voi aduce înapoi pe prinși de război al lui Iuda și a Ierusalimului. Se vorbește despre o reîntoarcere a evreilor, despre o binecuvântare a evreilor, cum am văzut dimineață, în țara lor. Da? În țara lor. Specific, această profeție este dată evreilor aici. Da? Evrei, Dumnezeu cu evrei vorbește aici. Voi turna Duhul meu peste orice făptură, fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor avea visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Ce vedem în Cartea Fapte? În Cartea Fapte vedem o extindere puternică, universală la toate națiunile acestei binecuvântări, a pogoririi Duhului Sfânt. Nu sunt doar evrei. Ceea ce ne spune că această profeție se va împlini specific pentru evrei la un moment dat. Și sunt și alte profeții la care ne vom uita fugitiv în această seară. Mai mult decât atât, o altă dovadă că va fi ceva pentru ei este faptul că, uitați ce se subliniază aici, spune fii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor avea visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Care sunt lucrurile specifice cărții Fapte? În primul rând, predicarea Evangheliei la toate națiunile, că asta a spus Domnul Iisus Hristos, este o acțiune de profeție și de vorbire în limbi. Accentul aici este totuși puțin pe alte daruri. Nu că n-au fost visuri și vedenii în Noul Testament, dar accentul este puțin diferit în privința manifestării darurilor, dacă am putea să le numim așa, ale Duhului Sfânt. Vă citesc câteva texte din Sfânta Scriptură fugitiv care vorbesc specific despre felul în care Dumnezeu se va ocupa de Israel. Ezechiel 36, de exemplu, zice: de aceea voi sfinți numele meu cel mare care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-ați pângărit în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Da? Asta e întoarcerea Israelului. Doi, o altă binecuvântare. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă, voi pune în voi un duh nou, voi scoate din voi trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Nașterea din nou, regenerarea pe care și noi experimentăm. Și apoi pogorirea Duhului Sfânt. Voi pune în Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Și apoi spune, vă voi izbovi de toate necurățiile voastre, voi chema grâul ce-l voi înmulți, nu vă voi mai trimite foamete peste voi, voi înmulți rodul pomilor, aceleași binecuvântări pe care le găsim în Ioel 2, prosperitate materială. Întoarcerea Israelului în țara lui, binecuvântarea nașterii din nou, binecuvântarea pogorârii Duhului Sfânt, binecuvântarea prosperității materiale. Ezechiel 3:7, de exemplu, zice același lucru, voi pune Duhul meu în voi, versetul 21. Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părțile și voi aduce înapoi în țara lor, deci binecuvântarea Duhului Sfânt, reîntoarcerea Israelului, apoi curățirea nașterii din nou. Nici nu se vor mai spurca prin idolilor lor, cu urăciunilor lor și cu toate fără de legilor lor. Îi voi scoate din toate abatele cu care au păcătuit și îi voi curăți. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Robul meu David va fi împărat peste ei și toți vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile mele, vor păzi legile mele și le vor împlini. Observați aici, Dumnezeu nu face niciun fel de promisiune condiționată. Dacă poporul meu Israel la sfârșitul timpurilor vă face nu știu ce și eu voi. Nu, Dumnezeu zice, eu îi voi întoarce, eu îi voi atrage, eu îi voi îndrepta, eu voi scoate abaterele dintre ei, eu voi scoate păcatele dintre ei. Foarte interesant lucrul acesta. Zaharia la fel face profeții de genul acesta, Zaharia 12, de la versetul 3 până la versetul 10, Dumnezeu face restaurarea poporului spirituală, materială și din toate punctele de vedere. Pavel în Romani spune 11:25-27, fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta, ceva ce a fost ascuns. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul de plin al neamurilor. Noi suntem neamurile, da? Dumnezeu a stabilit un număr de plin al neamurilor. Când va intra acest număr de plin al neamurilor, atunci tot Israel, după neamuri,
Da? După noi. Atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiurile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. Asta cred că ne arată Sfânta Scriptură. Nu sunt două planuri ale lui Dumnezeu. Unii zic, Dumnezeu a falimentat cu Israel și a zis, ce să mă fac? Fuh, cu atâta mare de oameni care nu sunt mântuiți, ce o să mă fac? Fii atent, inventez altceva. Biserica. Și o să încerc prin biserică ce n-a reușit cu Israelul. Nici vorbe de așa ceva. Dumnezeu are mai multe etape stabilite de el în planul lui și aceste etape vor fi duse la îndeplinire după cum a hotărât Dumnezeu cu perfecțiune, cu perfecțiune. Acum să ne uităm la câteva observații pe pasajul acesta specific, versetul 28 și 29, despre această binecuvântare a Duhului Sfânt. Despre această binecuvântare a Duhului Sfânt. În primul rând, când va turna Dumnezeu Duhul Sfânt? Zice că va turna Duhul Sfânt după aceea. Când după aceea? Păi textul ne arată, după ce ei se vor întoarce în țara lor și vor fi binecuvântați cu prosperitatea aceasta materială. Este interesant că făgăduința este făcută înainte ca ei să fie dus în exil măcar. Dumnezeu propăduiește și exilul, și întoarcerea lor din exil, și restaurarea lor materială, și restaurarea lor spirituală și la urmă spune, le va da, îi va binecuvânta Dumnezeu cu această manifestare specială a Duhului Sfânt. Poporul Israel a cunoscut lucrarea Duhului Sfânt într-o anumită măsură. Dumnezeu a făcut minuni cu ei, Dumnezeu a lăsat profeți, judecători prin care s-au făcut minuni, a lăsat profeți prin care s-a scris Sfânta Scriptură prin același Duh Sfânt prin care au scris apostolii și profeții Noului Testament. Dar nu a existat o lucrare a Duhului Sfânt la magnitudinea care există la ora actuală. Și Dumnezeu ceea ce ne dă nouă, astăzi le va da și lor într-o anumită privință. Da? Când va da, Dumnezeu ne arată foarte clar. După neamuri, când Dumnezeu se va ocupa special de ei și ei vor primi. Cine va turna Duhul Sfânt? Auziți ce spune? După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Și știți foarte clar că există o confuzie majoră cu privire la felul în care se primește Duhul Sfânt. Aceste binecuvântări sau această binecuvântare a Duhului Sfânt. Este o foarte mare confuzie. Repet ce am mai spus deja, este o promisiune necondiționată a lui Dumnezeu. Petru spune, pocăiți-vă și apoi veți primi. Nicăieri în toartea, ei spun, dar uite că vedem în Cartea Faptelor Apostolilor că ei s-au rugat ca să primească Duhul Sfânt. Și întrebarea mea este, cine s-a rugat? Nicăieri în Biblie nu veți găsi candidații, dacă am putea să spun așa, oameni care nu au Duhul Sfânt, că se rugau ca ei să primească Duhul Sfânt. Nicăieri. Oameni care aveau deja Duhul Sfânt s-au rugat pentru alții, adică apostolii. Și acum spun, ok, deci mergem pe varianta asta, ne pune mâinile ca să primească nu știu cine Duhul Sfânt. Ești apostol? Ești Petru? Ești Ioan? Eu n-am văzut niciunul care se semene cu Petru și Ioan. Plus că nu credem în reîncarnare, da? Nu vedem nicăieri candidați, oameni care n-au primit Duhul Sfânt, zice, noi ne-am pocăit, oare când o să primim Duhul Sfânt? Trebuie să stăruim ca să primim Duhul Sfânt. Nu vedeți în Biblie lucrul ăsta. Petru și Ioan să le spună, fiați, facem cercul aici, cine nu a primit Duhul Sfânt de aici în Samaria? Voi. Strigați tare, aleluia, până primiți Duhul Sfânt. Nu găsești așa ceva. Deci în Biblie nu există lucrul acesta. Eu vreau să le spun deschis fraților mei, pentecostali, carismatici și unii baptiști confuzi care încă cred că așa se primește Duhul Sfânt. Nu se primește așa Duhul Sfânt. Duhul Sfânt se primește când te-ai pocăit și ai crezut. Da? În urma nașterii nou pe care Duhul Sfânt a făcut-o în viața ta. Atunci se primește Duhul Sfânt. Da? Fără niciun fel de discuție, Scriptura ne arată clar lucrul acesta. Duhul Sfânt este dat la promisiunea lui Dumnezeu și la porunca Domnului Iisus Hristos. Condiția este ca eu să mă pocăiesc și să cred. Într-adevăr, vreau să fac o specificație aici. Biblia ne arată că au fost oameni care s-au rugat să fie plini de Duhul Sfânt. Dar asta este cu totul și cu totul altceva. Cu totul și cu totul altceva. Au fost oameni care s-au rugat să fie plini de Duhul Sfânt. Dar și atunci, dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, rugăciunea a fost o rugăciune corporativă. A fost o rugăciune corporativă. Nu vreau eu, Doamne, vreau să fiu eu plin de Duhul Sfânt. Nu mă interesează și dacă vor sau nu, eu vreau să fiu plin de Duhul Sfânt. Nu. O biserică înțelege că în întregime trebuie să manifestăm această plinătate a Duhului Sfânt în slujirea noastră, în sfințirea noastră. Și împreună ne dorim ca să existe o abundență a manifestării Duhului Sfânt în viețile noastre, da? În slujirea noastră, în sfințirea noastră, în trăirea noastră. Da, pentru asta ne rugăm. Pentru asta ne rugăm. Și într-adevăr, eu cred că lucrarea Duhului Sfânt este o lucrare experimentală și niciun fel, dar în același timp e tensiunea asta. Eu cred că lucrarea Duhului Sfânt este experimentală. Experimentăm pe Duhul Sfânt în fel și chip, dar nici nu punem
fiecare futuraș care îl simțim noi în stomac pe seama Duhului Sfânt. Am simțit ceva! Asta e lucrarea Duhului Sfânt. Stai liniștit! Stai liniștit! Nu, deci nu ne batem joc de Duhul Sfânt. Când este o manifestare clară a lucrării Duhului Sfânt, spunem că este Duhul Sfânt. Când nu este o manifestare clară a lucrării Duhului Sfânt, nu spunem că este Duhul Sfânt. Nu băgăm pe Duhul Sfânt peste tot. Apoi Scriptura ne arată cum va turna Duhul Sfânt, nu doar când, cine, cum va turna Duhul Sfânt. Auzi ce spune? Chiar termenul în sine ne arată ce fel de lucrare are loc aici. După aceea voi turna. Nu va picura, nu va stropi, va turna. Și apostolii în Faptele Apostolilor repetă termenul acesta și folosesc alți termeni interschimbabili care arată acest lucru. S-a vărsat Duhul Sfânt peste ei. În versetul 29 se repetă același termen. Voi turna Duhul meu. Și cred că este suficient de clar lucrul acesta că este o abundență de lucrarea Duhului Sfânt. Ne-ar lua foarte multe predici, un studiu întreg ca să vedem ce lucrări face Duhul Sfânt în perioada noului legământ. Și este un jaf care se face astăzi când oamenii devin obsedați de un dar al Duhului Sfânt sau de o singură lucrare a Duhului Sfânt. Este o jefuire a bisericii să înțeleagă multele binecuvântări pe care Duhul Sfânt ni le dă. Și-au găsit unei o jucărie și uită de toată cealaltă lucrare a Duhului Sfânt. De abundența de lucrare a Duhului Sfânt. Puteți dumneavoastră să spuneți că un om dacă a vorbit în limbi înseamnă că a fost turnat Duhul Sfânt peste el? Asta înseamnă turnarea Duhului Sfânt. Este o lucrare cu multe fațete a Duhului Sfânt care se vede foarte clar văzută în Noul Testament și de care trebuie să fim conștienți și de care trebuie să ne bucurăm și să o vedem activă în viața noastră. Pentru noi baptiști ar fi o întrebare. Mă, felul în care tu experimentezi pe Duhul Sfânt s-ar potrivi cu termenul ăsta turnat? Mulți ar putea să susțină cesaționismul pentru că n-au parte de lucrarea Duhului Sfânt. Sunt mulți oameni cărora le convine cesaționism, poate pentru că nici măcar nu sunt născuți din nou și n-au experimentat nimic din lucrarea Duhului Sfânt. Nici pocăința care o face Duhul Sfânt, nici nașterea din nou pe care o face Duhul Sfânt, nimic. Dar Scriptura arată foarte clar. Este o turnare care se face aici peste această comunitate. Peste cine va turna Duhul Sfânt? Scriptura ne arată peste cine. Altă întrebare. Voi turna Duhul meu peste orice făptură. Și începe să descrie comunitatea pe mai multe criterii. Da? În funcție de vârstă, zice, peste fiii și fiicele voastre, da? În funcție de sex, și fii și fiice. Bătrânii voștri vor avea visuri și tinerii voștri vor avea vedenie, da? Indiferent de sex, indiferent de vârstă, indiferent de statutul social, chiar și peste robii și peste roabe, voi turna Duhul meu în zilele acelea. Este o lăsare a Duhului Sfânt peste fiecare făptură și asta vedem și noi în Noul Testament. Nu vedem nicăieri în promisiunile lui Dumnezeu că doar unii vor avea Duhul Sfânt. Nicăieri nu vedem lucrul ăsta, că va fi scăpat unul. Tăi, oameni, de 40 de ani mă rog ca să primesc botez cu Duhul Sfânt și nu l-am primit. Ce mare înșelare! Să aștept ceva ce ți s-a dat deja. Ce mare înșelare! Ce jaf e făcut unui asemenea om, asemenea suflete, care cred că nu au primit binecuvântarea lui Dumnezeu când de fapt le-au primit. Dumnezeu promite lucrul acesta la orice făptură. Și eu consider că și în adunare se potrivește lucrul acesta. Când există o manifestare a lucrării Duhului Sfânt, ar trebui să ne așteptăm ca fiecare categorie de oameni să fie atinsă. Și tinerii, și chiar și copiii. Noi ne așteptăm la lucrul acesta, de asta expune metodele Harului. Știți, oamenii zic, eu nu cred că copiii poate să fie chiar la vârsta asta născuți din nou. Nu, ei trebuie să crească mai mari, de la 18 ani încolo. Ok, am înțeles că poate nu-i credibilă mărturia lui. Dar dacă tu nu le expui metodelor Harului, dacă tu nu-l ții în comunitate, dacă tu nu te ocupi ca el să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, dacă tu nu petreci timp cu el ca să înțeleagă voia lui Dumnezeu, dacă tu nu petreci timp cu el în închinare, în familie și în biserică, cum poți să te aștepți ca el să fie regenerat, ca el să fie atins de Dumnezeu? Normal că atunci vei inventa o filozofie și o teologie care să se potrivească cu practica ta. Și normal că dacă nu le expui metodelor Harului, el nu va experimenta pe Dumnezeu. E normal lucrul acesta. Însă eu mă bucur de această promisiune și cred că ea se aplică familiilor noastre, bisericii noastre în întregime. Dumnezeu toarnă Duhul Lui și poate să-L toarne peste orice. Orice fel de categorie de oameni, da? Fii, fiice, tineri, bătrâni. Este interesant, oare de ce parcă ni se pare natural ca tinerii care cresc în familii de credincioși să aibă, cum spunem noi, o perioadă de rătăcire.
Deci, oare de ce ni se pare, ni se pare natural omul? Domnule, e o perioadă, cam la toți, toți cam trec prin perioada asta. Așa e normal să fie. Așa e normal să fie. Soluția pentru tendința tinerilor de a-și pierde tinerețea în lume, în pofte, în păcate, soluția este ca ei să fie născuți din nou și un plus de Duhul Sfânt. Asta este soluția. Și nu s-o vă mai duce acolo. Soluția pentru bătrâni, pentru ispita aceasta cu odată cu trecerea timpului, să te obișnuiești, să devii indiferent. Soluția este ca să experimentăm mereu această binecuvântare, această manifestare a Duhului Sfânt peste viețile noastre. Interesant, ce se va întâmpla când ei vor primi, ei vor fi binecuvântați cu Duhul Sfânt? Scriptura spune aici, după ce se va turna peste ei, vor proroci, vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Prorocii, visuri și vedenii. Aceea e bai, nu? Toate aceste daruri, dacă am putea să le numim în felul acesta, sunt daruri de cunoaștere, daruri de revelație. Dumnezeu transmite ceva prin ele. Dumnezeu dă o cunoaștere prin ele. Dumnezeu dă o cunoaștere prin ele. Și există într-adevăr această discuție veche și ea se prelungește din câte se pare, odată cu dezvoltarea și răspândirea mișcărilor carismatice în toate denominațiile. Deci pornești de la catolici, la reformați, la presbiterieni, la baptiști, la creștini după Evanghelie, peste tot mișcarea carismatică se împânzește și propovăduiește continuitatea darurilor de revelație și darurilor miraculoase, darurilor de vindecare. Există într-adevăr un pasaj din Sfânta Scriptură care eu cred că într-un fel aduce lumină asupra acestui lucru și mulți dintre oamenii cu care discut îi spun nu există nicăieri în Sfânta Scriptură unde să spună că darurile vor înceta. Ba există. Dacă avem probleme cu a stabili momentul când vor înceta, asta este cu totul altceva. Dar există un asemenea pasaj. De aceea vă invit să deschideți la 1 Corinteni capitolul 13. Eu vă voi prezenta teologia acestei doctrine. Fratele Mihai o să vă răspundă la obiecții și la întrebări. Da? Adică el partea mai ușoară, eu partea mai grea. 1 Corinteni capitolul 13 este un pasaj care vorbește despre dragoste, despre superioritatea dragostei, despre necesitatea dragostei în folosirea darurilor spirituale. Acum, ca principiu, când citești capitolul 12, 13 și 14 se vorbește în special în 14, de exemplu, și în 13 despre darul vorbirii în limbi și despre darul prorociei, oamenii zic, uite că scrie aici că acum prorocesc în parte, de exemplu. Măi, când spune că prorocea acum în parte? Când prorocea? Pavel nu trăiește în anul 2017. Normal că la vremea respectivă el prorocea în parte. Normal că el era la o distanță foarte mare de încheierea canonului, la câțiva zeci de ani distanță de încheierea canonului. Normal că pentru el se potrivea lucrul acesta, pentru biserică se potrivea lucrul acesta. Spune atunci pentru ce scrie capitolul 14, unde Pavel dă reglementări pentru folosirea darului vorbirii în alte limbi și darului prorociei. Păi în momentul în care darurile erau active, normal că erau necesare reglementările alea. Și unii continuă și spun, a, atunci dacă au încetat darurile astea, pentru noi ce relevanță mai are capitolul 14? Pentru noi are relevanță capitolul 14 prin principiile pe care le stabilește acolo. Sunt niște principii universal valabile, indiferent de darurile despre care discutăm. Dar niște principii care se potrivesc totdeauna, da? Cum ar fi principiul repetat în abundență, fiecare dar funcționează spre zidirea sufletească a bisericii. Este un principiu care se repetă și care ne arată că el trebuie să funcționeze în felul acesta în privința tuturor darurilor spirituale. Dar haideți să ne uităm la acest capitol care vorbește despre darurile spirituale. Versetul 1 și 2 este foarte interesant că ne prezintă într-un fel cadru în care ni se arată despre ce fel de daruri se vorbește. Dacă ați dormit până acum, aș vrea să fiți atenți că sunt importante lucrurile pe care le voi spune. Pavel spune în versetul 1, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un cuvânt zângănitor, primul dar vorbirea în limbi. 2. Și chiar dacă aș avea darul prorociei, al doilea dar, da? 3. Și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să muși munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Sunt prezentate aici două daruri de revelație. Vorbirea în limbi, care dacă e tălmăcită aduce o revelație de la Dumnezeu, da? Și prorocia. Da? Prin ele vine revelație.
Și apoi este prezentat într-un fel darul de cunoaștere. Omul care recepționează revelația, adică cunoașterea. După ce ai primit cunoașterea, tu ai credință, dar crezi în lucrurile care ți s-au spus. Deci este un argument cascadă. Vorbirea și în limbi și darul prorociei aduc revelație de la Dumnezeu. Unul când prorocește aduce revelație. Eu, care recepționez lucrul acesta, cunosc revelația asta și cred revelația asta. Aceleași daruri sunt repetate pe tot parcursul pasajului, niciunul altul. Daruri de revelație, daruri care aduceau cunoașterea voii lui Dumnezeu. Până la versetul 8, Pavel descrie necesitatea dragostei, descrie natura și caracterul dragostei. La versetul 8, introduce presupoziția, premiza, teza că darurile acestea revelatoare vor înceta. Deci noi nu vorbim despre încetarea tuturor darurilor. Vorbim despre încetarea darurilor revelatoare. Și vorbim despre încetarea darurilor revelatoare pentru că Biblia spune că vor înceta. Când vor înceta, stabilim. Dragostea nu va pieri niciodată. Ce va înceta? Și reia darurile expuse în versetul 1. Deci în 7 versete nu mai spune nimic de ea. De ele, în versetul 8, repetă darurile spuse în versetul 1 și 2. Prorociile se vor sfârși. Limbile vor înceta. Cunoștința va avea sfârșit. Deci există un moment în care va rămâne doar dragoste. Nu vei avea nevoie nici de cunoaștere. Nici de cunoaștere. Și momentul acela este momentul veșniciei. Momentul în care vom merge acasă la Domnul. Acolo nu vei avea nevoie de Biblie. Mi-a spus Domnul Iisus ceva. Ia să văd în context. La ce s-a referit Domnul Iisus? Da? Sau Pavel a zis ceva. Ia să văd. Nu. Atunci nu vei mai avea nevoie de cunoaștere. Da? Va fi o interacțiune directă cu Dumnezeu și cu toți cei care vor fi acolo. Dar fiți atenți la ordinea pe care Pavel o prezintă. Da? Prorocii, limbi. Prorociile Pavel arată foarte clar și în capitolul 14 că sunt mai mari decât limbile, da, în versetul 8. Afară dacă limbile sunt tălmăcite, acestea sunt daruri de revelație care trebuie să ducă la cunoștință. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Pavel arată foarte clar, chiar și în ordinea aceasta, care e scopul prorociei și a limbilor. Dacă eu mă strâng cu frații sau cu nu știu cine și mă apuc la vorbit în limbi, în ghilimele, da, cu ghilimelele de rigoare, eu pur și simplu abuz principiul funcționării darului vorbirii în alte limbi. Pentru că darul vorbirii în alte limbi a fost dat pentru a aduce cunoaștere. În cele mai multe cercuri în care se folosește acest pseudodar, nu aduce niciun fel de cunoaștere. Iar atunci când aduce cunoaștere, dacă pui 2 sau 3 sau 4 să tălmăcească vorbirea în limbi cu ghilimele de egoare, fiecare îți dă versiunea lui. Deci nu aduce niciun fel de cunoaștere. Dar Pavel spune prorocie, vorbire în limbi, cunoaștere. De două ori spune lucrul acesta. Prorocie, vorbire în limbi, cunoaștere. Versetul 1 și versetul 2 și versetul 8. Ăsta este scopul darurilor acestora. Prorocie și vorbire în limbi. De a aduce cunoaștere. Asta e funcția. Funcția n-a fost lăsată ca să fie practicată în privat. Atunci, uite, vorbesc în limbi pentru mine însumi. Fals. Fals. Nu acesta este rolul. Nu acesta este rolul. Bun. Pavel ne arată, ne anunță că darurile vor înceta. În versetul 9 și 10 ne arată momentul în care vor înceta. Și astea sunt versetele cel mai dificil de interpretat. Versetul 9. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Este foarte important despre ce vorbim aici. Cunoaștem în parte ce? Și prorocim în parte ce? Ce cunoșteau și proroceau? Păi cunoșteau și proroceau ce revela Dumnezeu, ce le dădea Dumnezeu, da? Descoperea Dumnezeu voia lui și ei proroceau cât le dădea Dumnezeu, iar restul cunoșteau cât li s-o revela prin prorocie. Este foarte interesant. Ce lipsește din versetul 9? Ce dar lipsește din versetul 9? Limbile. Foarte interesant lucrul acesta. Vă duc la finalul pasajului, în versetul 12, partea a doua. Și spune, acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Ce lipsește de aici? Prorocia. Foarte interesant, ați putea să puneți textul acesta verset după verset și este ca o piramidă cu vârful jos. Prima dată ai prorocie, vorbire, limbi, cunoaștere. Următoarea idee îți prezintă doar prorocia și cunoașterea. Și ultima idee îți prezintă doar cunoașterea. Prima teza asta îți spune. Prima teză, prima propoziție spune, darurile acestea revelatoare vor înceta.
Da, asta e prima propoziție. Darurile vor înceta, darurile de revelație vor înceta. Următoarea propoziție, dispare un dar de revelație, vorbirea în limbi. Următorului argument, ultimul, ne arată că a dispărut și prorocia și rămâne cunoașterea. Rămâne cunoașterea. Însă există o problemă aici. Și acesta este lucrul la care aș vrea să gândiți foarte bine. Dacă Pavel spune la început că va rămâne doar dragostea, da? Va rămâne doar dragostea, nici cunoașterea nu va mai fi, de ce avem în versetul 12 totuși cunoașterea rămasă? El spune că va rămâne numai dragostea. Totuși în versetul 12 pare să contrazică și zice totuși va rămâne și cunoașterea. Ok, cunoașterea deplină. Ori va rămâne numai dragostea și se va termina și cunoașterea, ori va rămâne și dragostea și cunoașterea, dar deplină. Răspunsul este că există un moment în care va rămâne doar dragostea și există un alt moment în care va rămâne doar cunoașterea. Simplu spus, momentul în care va rămâne dragostea este venirea Domnului Iisus Hristos. Momentul în care darurile revelatoare vor înceta și va rămâne doar darul de cunoaștere sau de percepție a revelației, este momentul în care vine revelația deplină a lui Dumnezeu. De asta rămâne numai cunoașterea atunci. Când a venit Sfânta Scriptură, revelația deplină rămâne cunoașterea. Sigur, este și dragostea și credința și nădejdea și celelalte, dar rămâne doar cunoașterea. Am tot ce Dumnezeu a vrut să-mi spună. Am tot ce Dumnezeu a vrut să spună. Aș vrea să înțelegeți argumentul acesta pentru că este foarte important. Pavel vorbește despre două momente aici. Primul moment, venirea Domnului, în care rămâne doar dragostea. Al doilea moment, încheierea revelației, când va rămâne doar cunoașterea. Va rămâne doar cunoașterea. Când vine Domnul, se termină și cunoașterea. Nu mai avem nevoie de cunoaștere, de revelație, pentru că vom fi împreună, vor fi împreună cu El. Ne întoarcem puțin la versetul 9. Să lămurim momentul acesta al încetării darurilor. Cunoaștem în parte și este vorba despre ce ni s-a revelat. Asta cunoaștem, da? Prorocim în parte, ceea ce Dumnezeu revelează, da? Este cunoaștere parțială, revelație parțială. Dar când va veni ce este desăvârșit, și aici unii spun că este vorba despre Domnul Iisus Hristos. Eu nu cred că e vorba despre Domnul Iisus Hristos și o să vă spună fratele Mihai de ce nu cred asta. Sau de ce nu crede el că e vorba despre Domnul Iisus. Nu e vorba despre Domnul Iisus Hristos, pentru că în context se vorbește despre revelația voii lui Dumnezeu, despre revelația cuvântului lui Dumnezeu. Da, prorocesc în parte și când va veni desăvârșit. Desăvârșit a ce? Desăvârșitul la partele ăsta. Despre ce parte se vorbește? Despre partea asta, revelația parțială. Și va veni ce este desăvârșit. Ce desăvârșit? Revelația completă. Asta este opoziția făcută aici sau contrastul sau continuitatea. Este revelație parțială, cunoaștere parțială și apoi în contrast este revelație completă și cunoaștere completă. Foarte simplu de lămurit lucrul acesta, da? Foarte simplu de lămurit lucrul acesta. Când va veni ce este desăvârșit în context? Revelația completă prin profeție, acest în parte, adică revelația și cunoașterea parțială, se va sfârși. De ce nu se va sfârși? Pentru că a venit plenarul, a venit deplinul, a venit completul. Tu nu mai poți să spui că cunoști parțial voia lui Dumnezeu, decât dacă nu-ți citești Biblia. Dar asta nu e problema lui Dumnezeu, e problema ta. Tu ai deplin revelată voia lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu și tot ce a vrut Dumnezeu să știi în Sfânta Scriptură. Deplin, plenar. Unii, foarte important, unii zic... Da, și baptiștii, unii acceptă că avem și noi Duhul Sfânt, locuire, prezența Duhului Sfânt în viața noastră, suntem și noi mântuiți, vom merge și noi în cer, dar totuși le lipsește ceva. Bă, dacă ar avea niște daruri din asta în care să li se reveleze din când în când anumite lucruri, ar beneficia și ei de lucrarea asta extraordinară a Duhului Sfânt. Ei sunt cumva în inferioritate. Să uită așa, îi simți, și dacă nu spune nimica, așa transpiră de superioritate. Mă, săraci, nu știu ce înseamnă adevărata lucrare a Duhului Sfânt, domnule. Nu știu ce înseamnă să experimentezi pe Duhul Sfânt, da? Eu nu cred că suntem în niciun fel de inferioritate, cred că suntem în superioritate, pentru că Dumnezeu a făcut să fim în superioritate biserica. Și ei sunt în superioritate, dar nu știu. Dar toți suntem în aceeași superioritate, dacă am putea să spunem așa, deși nu avem cu cine să ne mai comparăm, pentru că toți avem revelația deplină. În inferioritate au fost cei care au avut revelația în parte. Da, dacă eu eram într-o biserică oarecare în care a fost plantată de apostolul Pavel, Pavel a plecat de acolo și avem așa niște idei generale, adevărate, serioase, sănătoase despre anumite doctrine, despre anumite evenimente și cineva vine și profețește și ne dă un detaliu în plus. Cineva vine iarăși profețește și ne dă un detaliu în plus. Frații se bucură de fiecare lucru. Când Dumnezeu ți-a dat totul, tu nu te simți în inferioritate.
Ce ați fi vrut? Să rămânem la aceeași fază de... la aceeași fază de început în care să avem foarte puține lucruri și tot din când în când să ne mai dea câte cineva ceva și în fiecare generație să existe proroci care să reveleze lucrurile care mai erau necesare? Nu! Suntem în superioritate, suntem avantajați pentru că Dumnezeu ne-a dat scris tot ce a vrut să știm. Noi stăm acum și spunem, mă, oare ce ar mai fi important despre venirea Domnului și noi nu știm? Oare ce ar mai fi important despre nașterea din nou și noi nu știm? Așteptăm un proroc să ne dea vreun detaliu. Nu! Avem tot ce trebuie să știm în cuvântul lui Dumnezeu. Da? Ni se arată, se anunță încetarea darurilor, deși cei care spun că nu există niciun pasaj, nu există niciun pasaj în Biblie care să vorbească despre încetarea darurilor. Ba există. Ba există. În al doilea rând ne arată momentul încetării darurilor și eu cred că este vorba despre momentul în care revelația va fi completă și apoi se ilustrează cesația darurilor, încetarea darurilor. Și încă un cuvânt. Motiv pentru care nu cred că este vorba despre Domnul Iisus în versetul 10, când va veni ce este desăvârșit, nu zice cel desăvârșit, ce este desăvârșit, este un neutru și în limba greacă, este pentru că nu ăsta e subiectul. Subiectul nu este Domnul Iisus Hristos. Subiectul este revelația parțială versus revelația completă. Despre asta vorbește pasajul. Despre revelația care vine prin prorocie și vorbirea limbii tălmăcită. Despre asta vorbește pasajul. În al treilea rând, ne ilustrează încetarea acestor daruri. Ne dă două ilustrații, să învățăm. Așa ca la copii ne desenează. Zice, uite, gândiți-vă la un copil. Gândiți-vă la un copil. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Nu pierdeți din vedere, discuția este despre daruri de revelație. Da? De daruri de revelație. Cu alte cuvinte, când eram ca un copil, când biserica era în fază incipientă la început și avea darurile astea revelatoare, prin care îi se dădea cât puțin câte puțin, exact cum îi se dă unui copil care intră la grădiniță sau în clasa 1. Nu-i dai, domnule, matematică de clasa 4 sau a 5. Este un învățător care folosește niște instrumente, niște cărți, cunoașterea lui, pentru a-l crește pe copilul acela. Îi dă tot mai multă informație, tot mai multă informație, tot mai multă informație. Copilul descoperă ceea ce învățătorul îi dă. Când m-am făcut o mare, și cred că pasajul la asta se referă, adică când am primit revelația de plină, prin temelia pusă de apostoli și de profeți, am lepădat ce era, nu păcătos, ci ce era copilăresc. Îți dă o imagine să înțelegi. La fel cu copilul care a ajuns în clasa 4, 5, 6 sau a terminat școala și a intrat și își face o meserie, a lepădat abecedarul și gramatica de clasa 2 sau 3 sau 4, a lepădat-o, domnule. Nu că ele nu sunt bune, ci că acum nu mai are nevoie de ele. Are o cunoaștere deplină a acelor lucruri. Da? Când m-am făcut o mare primind revelația deplină, a lepădat ce era copilăresc, adică darurile revelatoare. Le-a lepădat, le-a lăsat deoparte. De ce? Că nu mai avea nevoie de ele. Că nu mai avea pur și simplu nevoie de ele. Funcția învățătorului, da? Pentru copil încetează. Funcția abecedarului, funcția gramaticii claselor primare încetează. Nu mai sunt necesare. De a doua ilustrație. A doua ilustrație nu subliniază atât de mult aspectul creșterii în cunoaștere, cum crește un copil în cunoaștere. Dar tot mai mult și crește în cunoaștere, ci subliniază a doua ilustrație claritatea în cunoaștere. Se spune că în Corint se ocupau unii acolo la un moment dat, aveau un fel de fabrică în care făceau oglinzi, însă oglinzile nu erau ca la noi, erau din metal. Erau din metal și trebuiau finisate. Cu cât erau finisate, lustruite mai bine, cu atâta arătau mai clar lucrul acesta. Asta este imaginea pe care o folosește Pavel, pentru că ei înțelegeau despre ce e vorba. Cu cât o finisai mai bine, devenea mai lucioasă și te vedeai mai bine în ea. La fel, cu cât venea mai multă revelație, înțelegeai mai bine pe Dumnezeu și voia Lui. Cu cât venea mai multă revelație. Da? Că ilustrația aceasta este folosită în același context. Acum, vedem ca într-o oglindă, un problem e că vedeau ca într-o oglindă, ci că vedeau un chip întunecos. De ce? Că revelația era incompletă. Dar atunci vom vedea față în față pentru că revelația este completă. Revelația este completă, da? Este această tensiune între acum și atunci. Bineînțeles, unii spun că este vorba de acum când aveau darurile și atunci când îl vor vedea față în față pe Domnul Iisus Hristos. Însă aș vrea să vă citez rapid un pasaj din Sfânta Scriptură, 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Nu era venirea Domnului și Pavel spune așa, noi toți privim cu fața
descoperită. Nu era venirea Domnului, da? Și îl vedea pe Domnul Iisus. Noi toți privim cu fața descoperită. Acum, să nu vi se... Este un lucru extraordinar care se va întâmpla la venirea Domnului. Nu vreau să subminez lucrul acesta. Sau să arăt că nu e un lucru grozav. Este un lucru extraordinar de grozav, ceva ce mintea noastră nu poate cuprinde. Dar Domnul, știți că spune la un moment dat, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut, pentru că noi credem foarte serios în lucrarea Duhului Sfânt, care ne-l face real pe Domnul Iisus Hristos prin cuvântul lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Cât un șmecher din ăsta, cât un mincinoș, cât un șarlatan din ăsta care vine și spune că a fost în iad, în locuința morților, în cer și nu mai știu unde, și l-a văzut pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și vine și spune, și te face sau vrea să te facă să te simți în inferioritate, ar trebui să-l trimiți foarte rapid la plimbare. Nu există niciun loc unde poți să-l vezi mai clar pe Domnul Iisus Hristos decât prin Duhul Sfânt, prin cuvântul lui Dumnezeu. Ăla nu-l vede mai clar pe Domnul Iisus Hristos că noaptea o visa ceva. Că nu a mâncat bine seara, s-a gândit la nu știu ce și a avut nu știu ce halucinații. În niciun fel nu-i superior. M-auziți? În niciun fel. Nu există niciun loc mai sigur sau un loc în care să-L vezi mai clar pe Domnul Iisus Hristos în toată frumusețea Lui decât în cuvântul lui Dumnezeu. Prin Evanghelie, spune Apostolul Pavel, versetul 6 din capitolul 4, 2 Corinteni, prin Evanghelie facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Acum, prin Evanghelie provăduim Evanghelia și prezentăm, arătăm slava chipului lui Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos. Revenim la versetul 18 în capitolul 3. Noi toți privim cu fața descoperită. Nu la venirea Domnului, acum noi credincioșii. Ca într-o oglindă, folosește aceea expresă, dar cred că acum este oglinda aceea finisată, lucită, pentru că a venit revelația deplină. Ca într-o oglindă. Slava Domnului, și suntem schimbați în același chip cu al Lui. De ce? Pentru că îl vedem pe El. De asta suntem schimbați. În același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Asta este lucrarea care se face prin Duhul Sfânt, prin intermediul Evangheliei. Prin intermediul Evangheliei, da? Dar atunci vom vedea față în față. Cum experimentăm noi această încetare a darurilor? Ni se arată în versetul 12, partea a doua. Acum cunosc în parte, din nou întreb, ce? Revelația venită prin profeție. Dar atunci voi cunoaște deplin. Ce? Revelația care s-a completat. Așa cum și eu am fost cunoscut pe deplin. Ce rămâne în versetul 12? Repet din nou, piramida asta e foarte important de observat. În versetul 12, după ce se face această desăvârșire a revelației lui Dumnezeu, rămâne cunoașterea. De asta biserica noastră și bisericile, toate bisericile Domnului Iisus Hristos trebuie să aibă prioritar, de asta avem șanvonul ăsta mare aici, trebuie să aibă prioritar cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că noi credem că aici, eu cred în profeție. Eu cred că am cele mai bune profeții din lumea asta. Dacă vrea cineva să vină la proroc, să vină aici. Avem doi proroci care în fiecare duminică profețesc. Revelația lui Dumnezeu, da? Ce dar exercitați voi și exercităm noi când se profețește? Darul cunoașterii. Ne rugăm pentru manifestarea Duhului Sfânt în iluminarea minților noastre, a inimilor noastre, fie că suntem credincioși, fie că suntem necredincioși, ca să înțelegem profeția, revelația lui Dumnezeu și să cunoaștem deplin voia lui Dumnezeu și să-L cunoaștem deplin pe Dumnezeu. De asta predicăm sistematic toată Sfânta Scriptură, ca să-L vedem pe Dumnezeu în toată slava Lui și în toată gloria Lui, așa cum El a rânduit să-L vedem. De asta predicăm toată Sfânta Scriptură, pentru că vrem să înțelegem tot planul lui Dumnezeu și nu ascundem nimic din planul lui Dumnezeu. De asta predicăm sistematic Sfânta Scriptură. De asta lăsăm Sfânta Scriptură să ne dicteze cât să predicăm despre dragostea lui Dumnezeu, cât să predicăm despre dreptatea lui Dumnezeu, despre mânia lui Dumnezeu, și măsura cât să predicăm anumite subiecte ne este dată de predicarea sistematică a cuvântului Dumnezeu, așa cum ne-a fost revelat. El este complet, credem că este complet și respectăm felul în care Dumnezeu a revelat cuvântul Lui. Respectăm câtă revelație a vrut Dumnezeu să ne dea. Respectăm cât a vrut Dumnezeu să ne spună despre toate lucrurile despre care ne-a spus ceva. Și asta facem. Expunem lucrul acesta. Darul care rămâne principal este darul cunoașterii. Nu este o cunoaștere mentală, bineînțeles, a lucrurilor. Este importantă cunoașterea mentală. Ci este mai mult decât atât, nu o cunoaștere mentale, ci și o cunoaștere duhovnicească. Mă închin și cu mintea, dar mă închin cu Duhul, dar mă închin și cu mintea mea, da? Și Pavel spune, mă rog ca să fiți umpluți de o cunoaștere duhovnicească a voii Lui, în orice pricepere și înțelepciune duhovnicească. El nu vrea doar să avem teorie,
Și această cunoaștere a lui Dumnezeu din cuvântul lui să aibă un impact puternic asupra vieților noastre, să transforme viața noastră. Darul principal care rămâne astăzi pentru noi, în ce privește revelația, sunt multe alte daruri care rămân, dar în ce privește revelația, este darul cunoașterii. Este darul cunoașterii. Noi credem în încetarea darurilor acestea de revelație, dar nu credem în încetarea darului de cunoaștere. Câți oameni vor să cunoască? Știți ce e interesant? Discutam cu fratele păstor într-o călătorie la un moment dat. Este interesant că oamenii care pretind că au darurile astea revelatoare sunt cei mai, printre cei mai eretici oameni care există pe planetă. Cele mai multe erezii vin din mișcările care cred că darurile miraculoase continuă. Cele mai multe mișcări, așa cum am văzut în studiul nostru pe evanghelizare, cele mai multe mișcări eretice au pretins că s-a ridicat cineva între ei care are revelație proaspătă de la Dumnezeu. Cele mai multe erezii și cele mai mari erezii vin în mișcările în care oamenii pretind că au o nouă revărsare, un nou val. Nu știm câte valuri o să mai fie. Un nou val de revărsare a Duhului Sfânt. Un nou val de revărsare a darurilor de revelație. Și ăsta-s cei mai eretici. N-a găsit Duhul Sfânt chiar nicio altă comunitate în care să dea darurile lui și binecuvântările lui decât în comunitățile în care să promovează asemenea erezii despre persoana Domnului Iisus Hristos, despre mântuire, despre lucrurile viitoare. N-a găsit Duhul Sfânt alte comunități și practic ni se arată că lucrurile stau așa cum ne spune de fapt Sfânta Scriptură. Cum ne spune Sfânta Scriptură? Versetul 13. Acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragoste, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Ne se arată superioritatea dragostei nu numai între daruri, da? Chiar și din punct de vedere temporal, că ea rămâne pentru totdeauna, ci superioritatea dragostei și între roade. Îndemnul meu principal pentru dumneavoastră în seara aceasta este să renunțați la orice fel de sentiment de inferioritate. Nu suntem într-o poziție de inferioritate. Nimeni nu este în poziție de inferioritate având cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui să facem ca scop principal al vieților noastre, individual, ca femei și ca și comunitate, ca să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Este o treabă extrem de serioasă. Nu mușcați din poeziile pe care le spun cei mai mari guru evanghelici ai vremilor noastre. Ce atâta teorie, domnule? Ce atâta predicare, domnule? Darul principal pe care ne l-a lăsat Dumnezeu în ce privește revelația este să cunoaștem lucrurile. Pavel se roagă să fim umpluți, plini de cunoștința voiei lui Dumnezeu, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Iar noi credem în lucrarea Duhului Sfânt. În lucrarea Duhului Sfânt de revelare în lăuntru nostru a ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat în Sfânta Scriptură. Și mă rog ca în adunarea aceasta de fiecare dată când se predică cuvântul lui Dumnezeu, indiferent cine face lucrul acesta, să fie descoperită slava lui Dumnezeu, fie că se predică voia lui Dumnezeu, fie că se predică persoana lui Dumnezeu revelată în Domnul Iisus Hristos. Să vedem prin Duhul Sfânt frumusețea Lui. Și văzând frumusețea Lui, văzând frumusețea voii Lui, poruncilor Lui pentru noi, văzând frumusețea Lui, să fim schimbați, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, din slavă în slavă. Vrem manifestarea Duhului Sfânt în daruri? Darul principal este darul de cunoaștere, despre care când vorbim despre revelație, da? Vrem manifestarea Duhului Sfânt, atunci să arătăm un interes serios pentru cuvântul lui Dumnezeu. Vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult pe Domnul Iisus Hristos? Ne-am săturat de teoria seacă? John Piper avea un clip foarte interesant săptămâna aceasta, nu l-am ascultat, dar mi-a plăcut titlul. Vrei să-L vezi pe Dumnezeu? Citește Biblia. Vrei să-L vezi pe Dumnezeu? Citește Biblia. Acolo ne este descoperit Dumnezeu și acolo spune Scriptura că îl vedem ca într-o oglindă cu fața descoperită. Și văzându-L pe Domnul Iisus Hristos, fiind fascinați de Domnul Iisus Hristos, văzând slava lui Dumnezeu, slava tuturor atributurilor lui Dumnezeu, revărsate, arătate, demonstrate în persoana Domnului Iisus Hristos, suntem schimbați din slavă în slavă. Haideți să ne rugăm ca Duhul Sfânt și în seara aceasta, stând la masa Domnului, la cina Domnului, să vedem frumusețea lui Dumnezeu. Să vedem frumusețea caracterului lui Dumnezeu în jertfa Domnului Iisus Hristos. Să vedem frumusețea dreptății lui Dumnezeu. Frumusețea mâniei lui Dumnezeu. N-ai putea să respecti un Dumnezeu care se joacă cu păcatul. N-ai putea să respecti un Dumnezeu care bagă mizeria sub covor. Să devenim în același timp frumusețea milei, îndurării lui Dumnezeu. Toate lucrurile acestea ne sunt arătate în cuvântul lui Dumnezeu.
Și aparte de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a lăsat într-un fel Evanghelia vizibilă. Avem Evanghelia predicată și avem Evanghelia vizibilă arătată în cina Domnului și avem Evanghelia vizibilă arătată în botez, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și noi împreună cu El. Și văzând aceste lucruri, prin Duhul Sfânt, prin cuvântul lui Dumnezeu, să ne bucurăm și să fim transformați prin aceste metode ale Harului. Doamne ajută-ne și dă-ne izbândă. Amin. Amin.